Iași, Târgu Frumos. Eu vă spun categoric, dacă nu vor fi alocați bani, atunci nu voi vota bugetul. Este inacceptabil să nu se aloce bani. De ce? Pentru că există lege, știți foarte bine, la sfârșitul anului trecut am votat o astfel de lege. De fapt, nici n-ar trebui să fie acest lucru normal, să faci o lege ca să dezvolți o regiune. Să ne gândim într-o perioadă destul de mare câte autostrăzi au fost făcute în Moldova, în regiunea noastră. Vă spun eu, zero. Câte lucrări ample sunt în implementare? Zero. Ce înseamnă asta? Înseamnă o izolare a zonei, lucru pe care noi toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică, ar trebui să ne unim forțele și să încercăm să nu mai fim zonă izolată a României.